găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Orice timp petrecut împreună cu familia, orice joc, orice activitate împreună cu propriul copil reprezintă un timp câștigat. Discutăm astăzi despre jocul atașamentului, despre importanța și beneficiile jocului în relația părinte-copil. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog, dar și manager PR, Sorin Lucaci. Bine ați revenit la emisiunea noastră. Mulțumesc mult pentru invitație. Iată, fiecare, dacă este părinte, știe cât de important este pentru copilul lui acel timp de joc, de activitate împreună cu părintele. Dacă ne amintim ceva din copilăria noastră și am avut fericirea să ne jucăm cu părinții, să ne acorde timp de joc, cred că nu există o altă amintire mai frumoasă din perioada aceea a copilăriei decât jocurile pe care le aveam împreună cu familia, împreună cu părinții noștri. De aceea ne propunem astăzi să vorbim despre beneficiile jocului, despre felul în care jocul creează conexiune între părinte și copil, între copil și părinte, ce înseamnă pentru copil jocul și cum putem noi, în calitate de părinți, să înțelegem importanța jocului pentru copil, să înțelegem ce se întâmplă în sufletul copilului atunci când ne jucăm cu el, dar și în ce fel jocul poate să îl ajute pe copil să se detensioneze, să își vindece anumite răni emoționale, traume. Respectiv traume, cum spunem. Deși pare interesant și parcă de neimaginat că o traumă se vindecă prin joc, vom vorbi și despre râs. Și aici mă gândesc la ceea ce încearcă unii adulți să facă atunci când întâlnesc un copil care chiar nu le aparține, și anume să smulgă niște râsete, niște zâmbete din partea copilului. Exact. Eu aș începe discuția pornind de la un autor foarte drag mie, pentru că au fost publicate două cărți în colecția Parenting a editurii Herald, despre care noi am mai povestit. Este vorba despre Aletta Salter, un celebru, poate unul dintre cei mai celebri și renumiți experți în parenting la nivel internațional, psiholog american de origine elvețiană, cu un masterat în biologie umană și un doctorat în psihologie la Universitatea din California. Vorbim despre cărțile Ajută-ți copilul să se vindece de traumă prin joc și conectare, exact ce spuneai tu puțin mai devreme, și jocul atașamentului. De ce le iau eu la pachet aceste două teme, cum se vindecă copilul sau cum îi ajutăm noi ca părinți pe copii să se vindece de traumă prin joc și conectare? Ele sunt cumva interconectate, aceste teme, și a face referire în primul rând la copiii de la naștere, de la 0 până la 12 ani. Spune despre faptul că copiii nu sunt niște adulți în miniatură, să nu cumva să-i considerăm așa, și faptul că jocul și râsul, exact ce spuneai tu puțin mai devreme, sunt mecanisme primare, naturale și firești, sănătoase, de vindecare a traumei. Și acum, dacă o luăm din punct de vedere psihologic, există tot felul de episoade traumatice, să zicem, în viața unui copil, mai mici sau mai mari. Dacă ne referim la cele mari, și în ultimii ani am asistat la așa ceva, că este vorba despre un cutremur, spun exact ce îmi vine în minte, ce ar putea reprezenta o traumă majoră pentru un copil. Războiul. Da, chiar și pandemia. Faptul că pentru copil era ceva nou, da? Nu s-a mai copilul se adaptează un picuț mai greu decât părintele. Și dacă vorbim la general despre pandemie, să spunem că poate mai mult sau mai puțin a fost o traumă, dar au fost familii în care au pierdut membrii dragi, pe fondul acesta, și exact, atunci prin dispariția lor, sau anxietatea foarte copilului? Ridicată pe fondul acesta al stării de sănătate, și știm că au fost probleme în perioada respectivă. Și cum explici copilului? Pentru exact. Că chiar voiam să întreb, trauma, de obicei când vorbim despre traumă în dreptul copilului, ne gândim că persoana principală care contribuie la traumă este părintele, da, în relație cu copilul. Așa gândim în general, da. Da? Copil traumatizat, uite, și-a traumatizat copilul, da, vorbim despre. Da? Însă aici au fost amintite și traumele care țin de context. Exterior, exact. Și atunci, pentru că altfel ne-am întrebat, bine, dar un părinte care își traumatizează copilul este interesat să-l vindece de traumă, da?
dacă nu e conștient că îl traumatizează, poate că devine conștient și încearcă să facă ceva. Dar dacă e vorba de violență, de abuz, de orice fel... Bullying-ul, iarăși. Hai să ne gândim la bullying-ul din școală, la violența domestică de acasă. Exact. Sunt forme de traumatizare a unui copil. Ce facem în condițiile astea? Și, sau uite, spune Aleta Solter, chiar și lucrurile banale, o înțepătură de albină. Da, sau uite, de exemplu, dau exemplu personal al fetiței mele la 3 ani, 3 ani jumate, mușcată de câine la țară. Un lucru în aparență banal. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Se creează de obicei fobii. Exact, fobii. Îți este anxietate, teamă de albine, da. Anxietate, îngrijorare, când ți-e frică să treci pe stradă, de panică, atac de panică, da. Dacă vezi un câine, doi, ți-e frică, îți vine să nu mai treci pe acolo. Deci, iată că, dar ce îmi place mie în ceea ce înseamnă metoda terapeutică Aware Parenting a Aletei Solter, care de altfel a și înființat institutul Aware Parenting, este faptul că ajută părinții să înțeleagă trauma copiilor și mai ales ce înseamnă partea aceasta de revizitare a traumei. Deci, nu revizitare în sensul de retraumatizare, că noi știm foarte bine că atunci când există riscul în ședințele de psihoterapie ca un pacient să retrăiască, preferăm să nu intrăm acolo, da? Aici vorbim despre activități ludice. Eu de altfel mi-am și adus câteva pentru telespectatori, câteva idei de jocuri prin care părintele poate să se conecteze copilul. De fapt, ideea principală este sentimentul de siguranță, sentimentul de conectare puternică pe care părintele îl are cu copilul. Copilul trebuie să se simtă văzut, trebuie să se simtă auzit, iată, prin intermediul acestor jocuri, cum le numește Aleta Solter, jocul atașamentului, pentru că ea este specialist și în teoria atașamentului și în neuroștiințe cognitive și neuroștiința copilului. Faptul că pornim de la teoria lui John Bowlby, dacă ar fi să, da, cele 4 stiluri pe care le știm foarte bine de atașament. Deci, hai să ne încercăm să ne imaginăm stilul organizat sau securizant, cel mai de dorit, în care tot timpul, cum spuneai și tu mai devreme, părintele petrece timp de calitate cu copilul. Părintele se conectează tot timpul cu copilul. Și atunci, cum spuneam mai devreme, se naște cu aceste mecanisme naturale de vindecare prin râs și conectare și se rezolvă și problemele de comportament, cum spune Aleta Solter în jocul atașamentului. Hai să ne gândim la copiii care au crize de furie sau cum se numesc tantrum în magazin sau în orice alt context. De fapt, părintele n-are cum să știe ce face și apostrofează copilul și îl ceartă, îi dă și 2 palme la fund și cam asta este toată treaba, fără să se gândească dacă în spatele acestei reacții de tantrum, de furie, e de fapt... E o nevoie. Exact. Da? O nevoie emoțională. O nevoie emoțională a copilului, mai ales de a fi auzit și de a fi văzut, de a fi cumva și valorizat. Înțeles. Și da. Este foarte interesant, abia așteptăm să auzim care ar fi jocurile sugerate de Aleta Solter, însă haideți să dezvoltăm puțin ce înseamnă jocul pentru un copil. Și mi se pare foarte interesant partea aceasta de râs, iarăși mă gândeam că unii părinți, unii adulți își aruncă copiii în sus și prind. Da. Îi gâdilă, da. Să se joace cu ei. Da. Foarte bine ai punctat asta, pentru că așa ceva mi-am notat și eu. Genul acesta de joc care nu este ok. Pentru că, practic, este anxietate mai ridicată la copil, nu? Adică da. În momentul în care el este aruncat, el râde nu pentru că e nestresat. Da, normal, nu? Că există un stres foarte mare acolo și mai ales anxietate, îngrijorare. Unii mă va prinde sau nu mă va prinde? Unii spun că în felul acesta dezvoltă încrederea în părinte și e și un exemplu. Da, uite, când copilul este aruncat, știe că părintele îl va prinde. Da, dar când este micuț și încă nu este dezvoltată capacitatea lui de a raționa, poate să fie o anxietate puternică. Da, ce se întâmplă? Da, pentru că mai ales în primii ani de viață
Exact. Lucrurile stau cu totul altfel. Chiar văzusem la un moment dat pe Facebook, mi-a plăcut foarte mult, apropo de încredere. Un tată pe marginea unui lac își ia fetița de o mână, fetița având undeva în jur de 7-8 ani, ca așa, ca într-un fel de dans, și nu o aruncă, o ține de mână, dar fetița plutește așa pe marginea apei și într-un arc de cerc ea revine înapoi pe ponton, deci pe suprafața solidă. Dar fetița a făcut-o cu discernământ, fiind foarte convinsă că tatăl ei o va prinde. Se dezvoltase relația. În momentul în care relația nu este dezvoltată, nu poți ca părinte prin aceste jocuri decât să creezi, cum ai spus, anxietate și teama de necunoscut. Ce spuneam puțin mai devreme, mă prinde sau nu mă prinde? Ceea ce este un stres teribil. Noi știm că necunoscutul ne stresează pe noi adulții. Deci rămâne un stres pentru oricine. Și cred că citeam, probabil că tot scris de către autorul menționat, Aretha Salter, că este vorba și despre lipsa de incapacitate de a face ceva, practic, sau lipsa de control. Oricum, copiii nu au un control, dar cu atât mai mult copilul nu poate să facă ceva în momentul în care este aruncat sau este... Și gâdilatul acela, îl vezi pe copil că râde până nu mai are aer. Și da, copilul nu-l poate opri pe părinte. Exact, sunt niște nervi, niște terminații nervoase care sunt excitate prin formele acestea de joacă, așa cum, de fapt, cred că e mai mult o joacă pentru părintele, el se amuză mai mult de râsul copilului, dar pentru copil nu este chiar o formă, să spunem, de sănătoasă de activitate ludică, de joc. Dar Aretha Salter pomenește și practic le reamintește și în cartea Jocul Atașamentului și în Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, ea a clasificat 9 tipuri de jocuri sau 9 tipologii de jocuri și cu siguranță mămicile care au fost mai conectate și au petrecut mai mult timp cu copiii, probabil că își vor aduce aminte de astfel de jocuri. Jocurile, de exemplu, jocurile interdependente, care reprezintă orice activitate ludică în care comportamentul tău ca părinte depinde sau este controlat de comportamentul copilului. Jocurile de imitație. Urmează liderul, în care copilul este lider, da? Și părintele, ascultător și cu minte, da? De fapt, îi dă copilului, în felul acesta copilul își dezvoltă, cum spune Aretha Salter, niște abilități sociale, pentru că pe lângă rezolvarea problemelor de comportament menționate mai devreme, se rezolvă și prin joc și râs și conectare și problemele de dezvoltare a unor abilități sociale de care copilul va avea nevoie mai târziu ca adult. Deci prin joc, iată, imaginația, creativitatea, conexiunea cu ceilalți copii, adaptarea la anumite medii, începând de la creșă, grădiniță, merg la un cerc de dans, merg la balet, merg la pictură, la fotbal și așa mai departe. Da, și aici mă gândesc la fel că și dezvoltarea stimei de sine, încrederii în capacitățile lui sau în abilitățile lui sunt testate rezolva, și recunoscute. Da, exact, de a rezolva abilitate. Și părintele să-i dea copilului, de asta spuneam noi în alte emisiuni făcute împreună, să dea copilului sarcini pe care să le poată îndeplini. Să nu-i dea sarcini mai mari și copilul să nu le poată și apoi să vină și să-l apostrofeze, da? Și să-i spună nu ești bun de nimic, pe de o parte. Pe de altă parte, nici sarcini exagerat de mici și copilul să vină să spună, hai mă, mami, dar tu, n-am făcut eu de atâtea ori chestia asta, de ce ești atât de hiperprotectoare sau de grijulie? Jocuri care îi ajută pe copii, cum spuneam mai devreme, să-și reviziteze traumele, să-și le transforme în amintiri. Deci fără să existe factorul acesta de re-traumatizare. Și aici sunt jocurile simbolice, pe care le mai găsim, dacă mi-aduc eu bine aminte, le mai găsim și la în metoda Esprea lui Jacques Salomé. Părintele găsește anumite figurine, anumite jucării, da? Cu care reface, să spunem, scenariul unui episod din viața copilului și duce
cursul poveștii firesc în așa fel încât copilul să scape de să se vindece de... Să perceapă diferit, da? Evident, în jocul respectiv... Și mai ales respectiv, să se simtă în siguranță și conectat. Exact, dar în jocul acela nu este dat numele copilului. Este, da, un personaj imaginar, exact, și copilul întotdeauna se identifică mereu el cu se acel identifică personaj și începe să vadă lucrurile fără diferit. Fără să existe nume proprii, da, exact, eu, tata, da, mama, da, copilul. Foarte interesant, deci iată, creativitatea părintelui este da, e pusă la, e o provocare. Exact. Și disponibilitatea și ca timp și din punct de vedere emoțional, da, asta înseamnă să renunți la toate provocările tale în perioada respectivă și să te așezi acolo la nivelul copilului și mai ales să te joci cu el. Să aloci timp pentru, exact, pentru copii, pentru că de cele mai multe ori părintele, ne imaginăm că părintele vine obosit, vine stresat de la după 10 ore de muncă și nu o să mai poate energia sau cheful necesar să se mai joace cu copii, dar trebuie măcar jumătate de oră, cum spune Aleta Solter și alți experți în parenting, jumătate de oră, 35 de minute, conectare autentică cu copilul. Și jocurile și acestea ne ajută să ne conectăm, din ce înțelegem, dar mai mult și pe noi să ne să ne conectăm cu copilul și să ne deconectăm de problemele deconectăm zilnice. De problemele stresului zilnic și practic sunt până la urmă activități ludice. Da. Noi ne jucăm și s-ar putea să după jumătate de oră sau o oră de joacă să ne simțim într-o altă stare și într-o altă energie, da? De copil nu mai zic. Jocurile de separare. Și iarăși, le dă exemplu. Cucu, bau. Da? Uh-huh. Mai ales în perioada de la o lună până la 6-7-8 luni, da? Când părintele își acoperă cu o mână jumătate de față și apoi și o descoperă și copilul începe să râdă cu poftă și este foarte... Deci acolo se creează conectare. Sau când este mai măricel, de a fața ascunselea. Sunt jocuri terapeutice pentru copii care au suferit o separare traumatică. Deci vorbim despre trauma de separare, deoarece pot revizita trauma într-un mod sigur și ludic. Elementul terapeutic cheie în aceste activități este reuniunea. Ne imaginăm în casă, da? Joacă fața ascunselea. Te-ai ascuns într-un loc unde să fii cumva și ușor de găsit, să nu stea copilul să te caute, nu știu cât, da? Și în momentul în care copilul te-a găsit, care este expresia de pe fața lui? Fericirea. De bucurie. Te strige, uite, am reușit, eu, tu nu m-ai găsit pe mine, dar eu te-am găsit pe tine. Deci asta îi dă mai multă încredere, cum spuneam mai devreme, copilului. Iată, aceste jocuri au fost cumva cunoscute și practicate și în copilăria noastră, sigur, în relație cu părinții, fără a le considera jocuri de separare și de conectare. Poate că nu a fost întotdeauna înțeles mesajul nici de către părinte. Da. Poate că a ajutat sau nu copilul să se conecteze sau să înțeleagă, să capete încredere, că părintele, chiar dacă dacă e undeva unde eu nu-l văd, îl voi găsi sau se lasă descoperit de mine. Nu înțelege copilul lucrul acesta. Dar conectarea aceasta ca joacă și activitate cu părintele creează relație în mod sigur. Uite, jocurile de inversare a raporturilor de putere, atunci când părintele pare slab, speriat sau poate incompetent și îi permite copilului să se simtă puternic. Și sunt iarăși aici, iarăși genul acesta de joc lucrează la stima de sine și la încrederea. Aici e puțin de discutat dacă îl lăsăm mereu pe copil să câștige. Bine, nu nici și, la modul ăsta. Da, cumva transmitem, să discutăm aspectul acesta, pentru că sunt unii părinți care asta fac. Da? Se joacă în termenii aceștia cu propriul copil și copilul este obișnuit mereu să câștige și în momentul în care nu va câștiga, nu cu părintele, în relațiile cu alți copii, el va simți o extraordinar de mare frustrare, pentru că el de fapt era obișnuit tot timpul, că era lăsat de părinți, obișnuit să câștige. Și avea impresia că el știe, da, că el poate, că e mai bun decât ceilalți și nu e bună comparația, dar copilul se compară cu covârstnicii. Exact. Da? Și în momentul în care este așezat în ipostaza respectivă, ce face? Se frustrează, se retrage, este dezamăgit de realitate și s-ar putea să reproșeze chiar părinților. Eu am crezut că sunt, da? Da, foarte și de fapt ce mi s-a că nu întâmplat. Sunt așa. Da. E bine, da, să ai încredere și să îți dezvolți propriul potențial, dar iarăși alte exemple de jocuri sunt jocurile absurde.
le numește Aleta Solter. Da, activități jucăușe inocente pe care Aleta Solter le numește jocuri absurde, care pot contracara gravitatea traumei, ajutându-i în același timp pe copii să se simtă în siguranță și conectați. Aici vorbim despre greșeli intenționate sau exagerări cu scop umoristic. Am putea să dăm niște exemple? Să zicem, copilul îmi cere un pahar cu apă, da? Sau un pahar cu suc, da? Și e supărat, e trist. Și eu, în momentul în care mă duc să îl duc, îmi pun singur piedică și mă scă. Și copilul bufnește, ia uite-l, ce... Mă piedic, pur și simplu, vărs paharul. Vai, dar ce se întâmplă? Da. Că vărs paharul cu apă și ud canapeaua, podeaua și așa mai departe. Copilul râde la astfel de mai pentru mult că... înțelege și valoarea și sau permisivitatea greșelii. Înțelege da, că este, mai ales, da, exact, este partea normal de permisivitate, să... că poți să greșești și că până la urmă este firesc, este natural să greșești, nu trebuie să fii perfect ca să ajungi cumva ca adult dependent de perfecțiune. Deci iată, sunt... Bun, e foarte interesant, acum depinde de vârsta copilului, să avem și momente în care îi explicăm lucrurile acestea, pentru că noi ce facem? E posibil să avem jocurile acestea. Copilul să înțeleagă mesajul, dar în momentul în care el greșește în alte ipostaze, noi să uităm că practic i-am dat o lecție prin jocuri. Și facem această splitare între ceea ce a însemnat jocul în sine și poate că mesajele transmise prin asta și ceea ce suntem noi ca persoane în relație cu el, da? Încercăm să nu greșească. Dacă, de exemplu, mi-amintesc, mi se întâmpla și mie și probabil că și ție, când eram la școală și rupeam pagina că am greșit, da? Da. Ce era? Până la urmă rămâne acolo greșeala pe pagină, știu că sunt mai atentă în continuare, da? Într-adevăr, perfecțiunea să fie pagina perfectă. Nu stătea nimeni după aceea să numere paginile, nu? Dacă sunt la caiet intacte sau nu. Dar dacă îi transmiți copilului, vai, ce s-a întâmplat cu greșeala asta din caietul tău? Da. Dar asta e o diferență prea mare, un contrast mare între ce i-am spus aici, când jucam aici și... iarăși un principiu al teoriei lui Aletei Solter este educația non-punitivă. Educația fără pedeapsă și fără recompensă, care iarăși este foarte importantă. Imaginează-ți că un copil rupe de frica reacției părintelui, rupe pagina cu greșeli. Sau, mi-aduc aminte că mi s-a întâmplat mie, cred că în clasa a 5-a am modificat o notă în carnet, tot de frica tatălui meu. Și a aflat? Da, bineînțeles că a aflat și mi-am luat o palmă de am zis că... N-aveai ochelari, nu? Nu. 11 ani. Deci imaginează-ți astfel de momente, astfel de scene în care copilul oricum simte că are un părinte autoritar și că nu prea are voie să greșească, nu prea are voie să vină în cazul de față cu note mici, da, sau să facă greșeli. Imaginează-ți o foaie, o pagină cu multe înscrisuri roșii din partea învățătoarei sau a profesoarei. Lucrurile astea, în mod normal, ar trebui să explici copilul, uite, aici ai greșit, este normal să greșești, hai să mai exersăm, hai să mai facem împreună și cu siguranță când la următoarea temă care ți se va da, lucrurile vor sta cu totul altfel, vei avea mai puține greșeli sau aproape deloc. Și mesajul acesta că din greșeli învățăm, absolut, care să îl acceptăm noi ca adulți, am întâlnit multe persoane adulte care spun mi-a fost atât de greu să accept ideea aceasta că a greși este omenește și mi-am dorit mereu să nu greșesc și mi-am reproșat și mă simt mereu vinovat pentru fiecare greșeală și pornim de la cele mici, da, evident că nu ne dorim să avem greșeli iremediabile, da, dar învățând din cele care sunt remediabile, care sunt mici, putem să fim mult mai atenți cu ceea ce urmează să facem și care sunt implicațiile unei decizii greșite și așa mai departe. Inclusiv să fim mai toleranți, mai flexibili absolut cu ceilalți. Uite, mai îmi vin în minte alte două tipuri de jocuri. Jocurile de cooperare. Da, aș vrea să ne întoarcem puțin și să mai insistăm pe acestea care sunt dezorganizate sau, cum le-ai spus, absurde, da? Da. Mi se par foarte interesante pentru că prin aceasta practic există mult spirit
ludic sau multă distracție. Da, 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 da. Și copilul se amuză foarte tare în momentul în care vede ceva absurd săvârșit de către părinte, dar într-un mod intenționat, cu un scop de genul acesta. Da, da? Da. Uneori copiii se distrează, se amuză și când părintele greșește fără să-și fi propus. Fără să-și fi propus, corect, da? Și imaginează-ți un părinte nervos că a greșit, da? Iar copilul nu mai poate de râs, știi, și se amuză. Indiferent că este intenționat sau neintenționat de către părinte, tocmai genul acesta de aia le și numește Aleta Solter Antidot, ele au rolul de a funcționa în orice situație în care copiii se simt vinovați pentru că au făcut ceva greșit, ori au provocat durere cuiva, exact cum ai menționat tu mai devreme. Prin urmare, genul acesta de jocuri absurde pot ameliora sentimentul de vinovăție sau de rușine rezultat în urma traumei, iar râsul în timpul acestor activități îi ajute pe copii să se libereze de stres și anxietate. Deci râsul este foarte important. Râsul, adică părintele trebuie să înțeleagă, cum spune Aleta Solter, și în ajută-ți copilul să se vindece de traumă, dar și în jocul atașamentului trebuie să înțelegi substratul traumei. Să înțelegi că atunci când plânge, copilul încearcă cumva să se detensioneze, să scape de o situație stresantă sau de un factor stresor sau de un eveniment traumatic, și nu la modul, ne aducem aminte cu toții, nu știu, hai să zicem că bunica îi spune mamei sau nurorii, îi spune, hai dragă, nu-l mai lua atâta în brațe când plânge, lasă-l să plângă că face plămânii mari, sau nu-l mai lua în brațe că îl răsfeți, sau vezi copiii, nu se pupă așa, știi? Îi pup și tu în somn, așa, să nu, că le ies cornițe și ți se urcă în cap. Astea sunt expresii pe care le-am auzit cu toții în copilărie. Deci... Da, dar și dacă nu spune bunica, e posibil ca părintele, chiar care a citit câteva cărți de parenting, să fie destul de dezorientat, să nu știe foarte bine ce să aleagă din toate acestea, pentru că se teme de ceea ce au ajuns unii copii, și anume foarte răsfățați, în sensul că nu au existat niște limite clare. Da, neimpunerea limitelor, granițelor sănătoase. Și atunci părintele pur și simplu spune, de unde pot să învăț mai bine decât din felul în care am fost educat eu? Absolut. Da, părintele meu a știut și uite ce s-a întâmplat în viața mea. Cumva sunt niște principii sănătoase. Doar că varianta aceasta... Poftim! Păi știi că sunt cele două extreme. Uh-huh. Vine un părinte care este total împotriva, să spunem, parentingului model și a tuturor acestor metode care mi se par foarte utile. E vorba, până la urmă, vorbim despre informație și despre educație, de a ne educa, și vine și spune, da, îl înțelege pe copil, lasă, dragă, că nu, eu n-am avut parte de cărți și uite că părinții m-au educat, mai îmi dădea mama, mai arunca cu papucul după mine, mai îmi dădea un făcăleț sau o mătură, mă mai bătea, dar uite că am ajuns nu știu ce. Asta nu este normal și nu este sănătos. Dar nici să cădem în extrema cealaltă, și se cam întâmplă în ultimul timp, și vedem lucrul ăsta cu ochii liberi. Faptul că orice cel mai mic factor stresor, noi încercăm cumva să protejăm copiii de traumă. Vezi? Sunt două extreme. De frustrare chiar. Da. Da? Însă, ca să nu mergem pe extreme, încercăm să și ceea ce ni se pare cumva echilibru, este să-i spui copilului să nu prea plângă. Că, da? Deci nu te simți tu în regulă când copilul plânge, pentru că nu știi ce să faci, mai ales dacă ești în public. Și practic copilul poate le iei în brațe, dar nu îl lași să plângă, pentru că tu nu știi ce să faci cu plânsul. Tu ai vrea ca să nu mai plângă. Da, te doare să plângă copilul. Și fie îi dai o jucărie, sentimentul de rușine când ești în public. Exact. Fie îi dai o jucărie, fie îi distragi atenția, fie chiar, ca să nu zicem că îi îndeplinești dorința aceea și mergi către răsfăț, dar nu îl lași să plângă. S-ar putea exact asta, să nu îl lași pe copil să-și elimine stresul acela despre care, da, și frustrare. De aceea este foarte important să-l lăsăm să plângă, chiar dacă nu ne place plânsul, da? Absolut. Și chiar dacă ne simțim jenați în public. Da. Deci, cum spuneam mai devreme, râsul și deci joaca, pe de o parte, dar râsul și plânsul sunt mecanisme naturale de vindecare a traumei și de reconectare a copilului cu părintele. E prin râs
copilul transmite niște mesaje părintelui, prin plâns transmite alte mesaje. Da. Și te-am întrerupt, voiai să mai vorbești despre alte tipuri. Da, jocurile de cooperare, așa cum numește Aleta Solter, în care copilul împreună cu părintele, iarăși ne imaginăm o scenă pe covor în care ei construiesc ceva. Nu știu, ceva din piesele, construiesc o navă, da? Sunt jocuri de cooperare, le numeștea, în care nu există competiție. Amândoi conlucrează la acel... E un mic proiect. Sau ne imaginăm un puzzle imens, hai să ne apucăm să facem acel puzzle. Și vii tu și-l ajuți cu o piesă, vine el și spune, uite, vezi că aia nu-i bine acolo. Tu s-ar putea chiar, interesant, să pui o piesă greșită, intenționat, ca să-i vezi spiritul lui de observație și el să zică, e, vezi că aia nu-i bine acolo, asta se potrivește cu asta. Cel puțin în cap, la partea de puzzle și de creare prin piese, mi se par jocuri atât de constructive și de stimulative din punct de vedere al imaginației și creativității pentru copii, sunt extraordinare. Apoi există și cele de competiție, le numește Aleta Solter, în care părintele și copilul se află într-un joc de competiție. Nu știu, hai să ne imaginăm comoara pierdută. Nu te supăra, frate, și nu mai știu ce mai jucam noi când eram copii, cu pioni, cu zarul și așa mai departe, cine ajunge primul la comoară. E, și acolo părintele poate să-l lase pe copil să câștige, mai ales când nu ne lăsăm la voia norocului, să zicem, dacă dau cu zarul 6, nu pot să-l schimb, că vede copilul și până zice, păi ai pus mai puțin ca să mă lași pe mine. Copilul nu trebuie să simtă că îl lași să el știu. Trebuie să fie conștient că prin forțele proprii, da, și uite, l-am reușit să îl înving în jocul respectiv. Deci există și genul, nu mai zic de jocurile simbolice în care copiii retrăiesc anumite episoade, să spunem, de care au frică. Mersul la medic. Hai să ne jucăm de-a doctorul, știi? Eu, tatăl, sunt pacientul, da? I-am luat fetiței care e doamna doctor, da? I-am luat trusă cu tot felul de... Și ea, practic, retrăiește și în momentul în care ajunge, să zicem, la medic, vine cu altă stare. Îmi povestea de curând o tânără faptul că, deși îi plăcea atât de mult să se joace acest joc, medicul și doctorul, și ea să fie doctorul, pentru că mama nu avea timpul necesar, era mama mereu medicul, ca să termine repede jocul, și ea tot timpul a rămas pe locul pacientului. Da? Mi s-a părut interesant că a marcat-o. Adică și-a amintit și a spus, mereu aș fi vrut eu să fiu doctorul și n-am reușit niciodată cu mama. Pentru că mama era mereu pe pilot automat, pe fugă, pe repede înainte. Și lucrul acesta cred că se întâmplă adesea. Iată, noi am dat câteva exemple de jocuri, am vorbit despre sugestiile pe care acest expert în parenting, Aleta Solter, ni le propune și care necesită multă creativitate, disponibilitate și timp. Dar știți, mă gândesc eu că nu poți așa dintr-o dată, spontan, să zici astăzi fac asta. Cred că planificarea în fiecare zi, să pot să mă joc ceva din toate acestea, ar fi mult mai de mare ajutor și mult mai... De timp a părintelui. Poate părintele să-l întrebe pe ce copil. Ce vrei să ne jucăm, nu? Uite, ce ai vrea? Știi că trebuie să ne jucăm? Mă rog, că trebuie, dar uite, ne-am propus noi să ne jucăm pentru că e bine și în fiecare zi ne jucăm câte jumătate de oră, 40 de minute. Astăzi, uite, eu nu am nicio idee. Astăzi, ce idee ai avea? Ce ai vrea tu să ne jucăm? Și copilul vine cu este niște variante. Este el liderul de data aceasta. Exact, da, exact. Îl împuternicești tu cum ar veni. Și el vine să spunem cu o idee de joc și atunci... Da. Cred că e foarte, foarte sănătos să existe această comunicare și relație și disponibilitatea părintelui. Mai există câteva sugestii legate de jocurile de contact fizic. Da. Acestea sunt doar pentru băieți și mă gândesc acum la luptele acelea. Sau pot fi alte jocuri de contact fizic care să, nu știu, câteva exemple sau un exemplu ne-ar putea ajuta? Jocurile de contact fizic, pe de o parte, sunt genul de întreceri, da? În care și acolo iarăși se creează sentimentul sau se dezvoltă mai mult sentimentul de siguranță și de încredere al copilului în părinte. Este jocul acela cu palmele.
în care împingi, da, se împinge și părintele reciproc. Împinge și copilul reciproc, da? Dar nu îl împingi tu ca părinte tare să-l dai pe spate, dar nici nu îl lași foarte tare, adică încerci să vii cu palmele foarte ușor ca el să simtă puterea în momentul în care împinge și încrederea în sine. Nu, pentru că dacă tu le dai brusc înapoi, copilul se izbește de tine. Și mi-am notat aici contactul fizic. Da? Acele jocuri corporale. Un antidot puternic împotriva traumei, cum spunea Rita Solter. Ele presupun contactul corporal, care pot oferi o modalitate distractivă de a crea siguranță și conexiune. Toți copiii traumatizați pot beneficia de aceste activități, dar ele sunt în mod special benefice pentru cei care s-au disociat. Apropo de disocierea traumei și de trauma de separare, și-au devenit amorțiți în timpul unui eveniment traumatic. Pentru că și Aleta Solter, ca și alți autori, vorbesc despre îngheț, fugă, luptă. Da? Și dacă au rămas prin, în hiperexcitație, fugă sau luptă, în hipoexcitație sau în disociere, înghețul. Stimularea tactilă, da? Contracarează amorțeala și ajută pe copii să devină conștienți de senzațiile lor corporale și de emoții. E foarte important să fii conștient și copil fiind de propriile tale senzații ale corpului. Eu am întrebat de luptele acelea, pentru că am întâlnit mămici care, având băieți, se luptă între ei băieții, se luptă împreună cu tata, dacă știți, pe covor, pur și simplu se trântesc, cum spunem noi. Da, și mămicile spun adesea, nu sunt de acord cu asta, nu mi se pare că e un joc prea plăcut, dar pentru băieți... Da, că dezvoltă partea agresivă din copil. Dar pentru băieți sunt foarte plăcute și pot, nu? În felul bine, acesta să aibă și sunt, contactul acesta. Dacă nu sunt foarte dure, evident, da, și că nu, părintele în care, iarăși părintele conștient se lasă, da, învins, ajută. Deci tot așa ajută copilul la încredere, la conectare și la creșterea încrederii în sine și a stimei de sine. Dar sunt utile, să zicem, într-o oarecare măsură, bineînțeles, mai ales că tot așa încercăm să dăm niște exemple ca scenarii din viața de zi cu zi. Ne imaginăm un băiețel de 6-7 ani făcând lucrul acesta pe covor cu tăticul lui. Nu prea ne imaginăm o fetiță, nu? Exact. Cu mămica ei făcând chestia asta. Ele au alte lucruri de făcut. Sau doi băieței cu tatăl. Sau doi băieței cu tatăl, doi copii, doi împotriva. Frați. Exact, da. Și fac echipă și este și cooperarea acolo. Ar mai fi încă un tip de joc de regresie care are de-a face cu, nu știu cât de mult ne plac. Știm că am și întâlnit și cred că mămicile știu foarte adesea, jocul... copiii mai mari care vor să se joace ca și cum ar fi bebeluși, da? Da. Atunci când copilul, indiferent de vârstă, inițiază jocuri de regresie, rezistă tentații, părintele, să reziste tentații de a-i spune că să nu se mai comporte ca un copil și să nu să nu-i fie frică că îl tratezi ca atare în joacă. Și spune pentru părinți, cântă-i cântece de leagăn, leagănă-l, hrănește-l cu biberonul, ridică-l pe genunchi și chiar pune-i scutece reale sau imaginare dacă dorește. Lasă-l pe el să preia inițiativa. Copilul tău se va simți văzut, auzit, iubit, îngrijit și întărit emoțional. Dacă se folosește de jocul de regresie pentru a revedea și a se recupera de traume timpurii sau de nevoi neîmplinite, nesatisfăcute, răspunsul tău plin de iubire va contribui la transformarea amintirilor sale despre acele experiențe timpurii dureroase. Adică, exact ce spuneam mai devreme, a revizita trauma și a transforma, a nu retrăi, a nu fi rău traumatizat, ci a retrăi și a transforma momentul respectiv într-o amintire. Da, eu am dorit în mod special și am revenit asupra acestui tip de joc pentru că m-am gândit la acei copii care au frați mai mici. Da. Și mamele sunt îngrijorate pentru că au trecut de faza de bebelușeală cu copilul mai mare și acesta vine dintr-o dată și spune vreau și eu biberon, vreau și eu scutec, vreau și eu să mă ții la fel în brațe când îmi dai să mănânci, vreau și eu. Și mama e derutată, înțelege ceva despre faptul că ar vrea să aibă aceeași grijă
copilul mai mare vrea să primească aceeași grijă, da, din partea mamei, dar se teme că ar putea fi și o altă problemă. Nu neapărat, pentru că aici copilul, unu, poate să fie și o mică formă de șantaj emoțional și aici noi am mai vorbit despre rivalitatea. Dar poate să fie vorba despre o nevoie. O nevoie, odată o mică rivalitate între frați. Uite, nu mai primesc eu toată atenția din partea părinților, din partea mamei, da? Uite, acum se concentrează pe acest copil mic venit în familia noastră, pentru că el e mai mic și are mai... Și părintele îi explică, știi, tu ești mare, tu chiar ar trebui să ai grijă și să-l îngrijești pe frățiorul sau pe surioara ta, pentru că este mai mică și ea nu poate, dar tu, uite, poți și ai putea în felul acesta să mă ajuți pe mine. Și iată cum se poate transforma într-un joc de cooperare. Pe de altă parte, exact cum foarte bine ai spus tu, poate că în copilărie, fiind bebeluși, mămica nu i-a acordat atât de multă atenție copilului respectiv și el nu se simte atât de văzut și de ascultat, de auzit, și atunci simte nevoia să îi se acorde același gen de atenție pe care mămica îl acordă frățiorului mai mic, să spunem. Acum nu știm. Oricum, mama, atunci când este mic copilul, trebuie să-l îngrijească, să-l hrănească, da, să-l alăpte, să-l schimbe și așa mai departe. Însă, fiind puțin mai mare copilul, poate că mama nu are timp exact de ce vorbeam noi anterior, de jocurile acelea prin care copilul se simte conectat. Și singura variantă pe care copilul o știe sau vede că i-ar putea atrage atenția mamei prin ea este să primească aceeași îngrijire ca și copilul mai mic. Da? Iată de ce sunt atât de valoroase sugestiile acestea legate de joc. Absolut. Pentru că, da, sunt părinți care nu conștientizează importanța jocului pentru copii și poate că aici, pentru că mai avem încă aproximativ 7-8 minute din timpul alocat emisiunii, să discutăm despre cât de important este jocul și cum putem să îl înțelegem pe copil mai bine prin joc. Iată, am descoperit cumva ce tipuri de jocuri răspund anumitor aspecte legate de partea emoțională a copilului. Însă, dacă ce putem înțelege despre lumea interioară a copilului prin joc? Exact ce spuneam și puțin mai devreme. Practic, prin plâns, dar și prin joc, prin râs, prin joacă, copilul transmite părintelui niște mesaje, niște semnale. Nevoia lui de conectare și de siguranță. Părintele să-i asigure un mediu de protecție. Copilul să se simtă protejat. E foarte important acest lucru. De asemenea, copilul să simtă încrederea în sine și în abilitățile pe care părintele îl ajută pe copil să și le dezvolte. Abilitățile acelea sociale de care am vorbit ceva mai devreme. Implicarea copilului tot sub formă ludică, activitate de joc, în diverse activități, în diverse rutine pe care părintele le face. Și încerc să-mi imaginez mama și fetița sau chiar tatăl și băiețelul. Până vine mami cu fetița de la grădiniță, da? El să ne imagine că este mai mare, eu m-am gândit să le gătim ceva împreună. Vrei să mă ajuți în bucătărie? Copilul, haide, facem ce? Uite, tu faci aia, tu faci aia. Deci, iată, și implicarea, și totul cu râs și joacă, și cu bucurie. Și genul acesta de implicare ajută foarte mult în crearea acestui spațiu de siguranță și de conectare cu părintele. Evident, aici ar trebui să atragem atenția asupra tentației părintelui de a fi critic, pentru că atunci când copilul este în anumite activități, va greși, cum spuneam anterior, da? Însă, dacă îl rogi pe un copil să te ajute la bucătărie, s-ar putea tu, ca părinte, să ai mai mult de lucru decât dacă ai lucra singur. Da, nu te ajută el nu te ajută, exact. Dar tu o faci cu tu îl implici de fapt pe copil. Da, rolul. Dar dacă timpul este, vrei să vină mama în jumătate de oră și hai ceva. Exact. Da, știu. Și știi că va fi dezastru în bucătărie după ce vei lucra tu cu copilul și vine. Nu vedem atâtea, de exemplu, îmi imaginez acum, nu vedem atâtea reclame la diverse produse. De, uite, îmi vine în minte, de panificație, în care mama vine tatăl cu un copil sau cu doi copii, făină aruncată, da, totul. Exact. Și de fapt ce fac acolo? Ei se distrează, se amuză. Și mama se enervează. Da, asta este. Mai mult sau mai puțin. Lasă-mă, în reclamă. Că strângem noi după. Dar aceasta este tendința, când timpul este foarte limitat, să elimini anumiți factori stresori. Stresori,
implicit anumite activități care ar putea aduce distracție în familia ta, doar ca să nu ai nevoie de un timp suplimentar pentru a reașeza lucrurile, pentru a face ordine, da? Da, tu ai dreptate, corect. Doar că... Na, acum că nu fiecare... aceasta e important, da? Da. Deci nu este important atât de mult. Pentru copilul nu va pleca de acasă gândindu-se ce curățenie era la mine acasă. Absolut. Se va gândi, dar adesea, dacă este curățenia în detrimentul jocului și a bucuriei, se va gândi în termen negativ. Alege, da, la curățenia familiei. Exact. Și va spune, mama sau tata erau foarte stricți cu privire la ordine și era mai important pentru ei să fie totul la linie în casă decât noi să fim fericiți. Da, 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 și asta se întâmplă. Și am întâlnit cazuri, mi s-a întâmplat și mie, și am întâlnit cazuri cu persoane de aceeași vârstă cu care am mai discutat, părinții aceia autoritari care totul să fie lună, când vine acasă să nu schimbi, să nu modifici dacă paharul era așa, să-l pui nu știu cum, sau bibeloul, da, sau eu mai știu ce altceva. Mă gândesc acum că cu cât standardele noastre au crescut, da, și nivelul de trai este mai ridicat și ne permitem un arhitect, un designer de interior și avem totul cumpărat ca în revistă, ne e foarte greu să acceptăm acele activități care ar putea deranja obiectele noastre de valoare în care am investit bani și suflet. Însă, ce e mai important până la urmă? Da, eu ca mesaj... ăsta îl transmit, joaca și conectarea, exact ce spuneai tu puțin mai devreme, copilul peste ani și ani își va aduce aminte de anumite momente în care a fost plecat în anumite locuri frumoase cu părinții sau că s-a jucat cu un părinte care era mai deschis și prin care el, copilul, s-a conectat cu părintele respectiv. Adică astea sunt amintirile, de fapt, sunt cele care creează această relație. Suntem pe finalul acestei emisiuni și m-am gândit în momentul acesta, pornind de la exemplele pe care le-am luat legate de ordine și de oarecum o discrepanță la un moment dat între poate un părinte e de părerea aceasta, că jocul e mai important, celălalt că da, niște reguli ale casei stricte, care țin de, da, stricte. Și atunci când părinții nu sunt în acord cu importanța jocului, da? Pentru copil, cu timpul acesta alocat copilului, cum să faci să echilibrezi lucrurile. Pentru că da, e posibil un părinte să fie foarte focusat pe muncă, pe lucruri foarte clare, pe servicii, el așa își exprimă iubirea față de copii, da? Și celălalt să aibă spiritul acesta ludic, să înțeleagă cât de importantă este conectarea și cumva să se creeze un dezechilibru. Unul este prea concentrat să facă lucruri pentru familie și celălalt să-i distreze pe copii, să se simte copiii. Trebuie cooptat și celălalt părinte. Uh-huh. Și trebuie cumva cum să spun eu, stârnit copilul interior. Uh-huh. Pentru că e posibil ca acel părinte care nu simte deloc nevoia de a se juca cu copilul sau cu mama, să spunem, în cazul unui tată, da, cu mama și cu copilul, dacă mama îi solicită acest lucru sau roagă să se joace, poate că a fost un copil care nu a avut parte de joc, de joc și de joacă și de conectare din partea propriilor părinți în propria copilărie. Așadar, iar în cazul în care nu se poate și nu se poate, că mai sunt și situații de genul ăsta, bă, dar voi toată ziua nu mai joacă altceva, nu mai știți. Treceți, da? la teme. Da, exact. Ce poți să faci în astfel de situații? Deci mai mult decât să încerci prin anumite metode să-l faci și pe celălalt să vină, hai să ne jucăm. Iar apropo de teme, iată și predarea într-un mod ludic. Da. Temele făcute într-un stil da, de genul acesta de joc. Jucăuș, da, experimental. Chiar ieri vorbeam cu fiul meu și cu fiul meu legat de faptul că cât de important este să ai un profesor, da, chiar dacă tu nu ai o inclinație spre zona umană, științe sociale sau umane, sau spre zona realului, mate, fizică, cât de important este să ai un profesor care să-ți stârnească. Eu am avut, de exemplu, un profesor care mi-a predat foarte bine istoria, motiv pentru care asta am
făcut liceu de filologie istorie și am și dat la istorie. Deci e foarte important felul în care prin activități ludice și prin poveste, de fapt, că da, asta este povestea pe care ți-o spune profesorul la ora de curs, să te facă să rămâi așa, să fii bucuros și să abia să aștepți următoarea oră pentru că vei avea mai multe de învățat. Altfel, copilului se va părea, oh, fizică, nu înțeleg de ce, pentru că nu se explică bine profesorul. Deși experimentele, da, mai ales la în domeniul acesta, la materia despre care ai amintit, fizica, ar putea să trezească o mare curiozitate și o mare pasiune, da, pentru copil. Și sunt multe aspecte care merită luate în calcul și să stăm să analizăm și să vedem dacă nu găsim metode creative prin care să îi facem să îndrăgească anumite lucruri copiii noștri sau să, să se simtă bine. Da? Evident, viața nu numai despre bine și frumos, da, dar dacă prezentăm ceea ce este mai puțin luminos în termenii aceștia, cu siguranță copiii vor fi mult câștigați și noi adulții. Suntem la finalul acestei emisiuni, un alt mesaj? Ar mai fi câteva. Citiți aceste cărți și le-aș reaminti, ajută-ți copilul să se vindece de traumă și jocul atașamentului Aleta Solter. Acolo vor fi descrise jocurile despre care am vorbit tot, și felul în care ele ajută. Vorbit. Mulțumim foarte mult, psiholog Sorin Lucaci și manager PR. Vă așteptăm sau te așteptăm cu mare drag într-o altă ediție. Doamnelor, mulțumesc, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi. Sperăm să fiți motivați ca astăzi să aveți anumite tipuri de jocuri alături de copiii dumneavoastră. Numai bine, la revedere!